Chișinău ieni ar putea plăti dublu pentru apă și canalizare. Majorarea tarifului a fost prezentată astăzi la ședința Consiliului Municipal Chișinău ca o soluție pentru criza în care s-a pomenit societatea pe acțiunea pe canal. Directoarea instituției susține că se acumulează pierderi de sute de milioane, inclusiv din cauza scumpirii energiei electrice. Și la acest subiect, consilierii municipali și-au aruncat replici. Ședința a avut loc chiar la sediul apă canal. În prezent, consumatorii achită 8,65 lei pentru un metru cub de apă potabilă și 2,04 lei pentru canalizarea aceluiași volum de apă reziduală. În total, suma este de 10,69 lei. Astăzi, responsabilii de la apă canal au declarat că, pentru a face față costurilor mereu în creștere, acest tarif trebuie majorat până la 22,67 lei, adică puțin mai mult decât unul dublu. Potrivit șefei de la apă canal, Irina Gutnic, pe parcursul ultimelor 4 ani, s-au acumulat devieri considerabile. De exemplu, în primele 9 luni ale acestui an, societatea pe acțiune a obținut venituri de aproape 550 de milioane de lei, pe când cheltuielile sunt de circa 670 de milioane de lei. În context, consilierii de la PAS s-au arătat indignați de faptul că solicitarea privind majorarea tarifului nu s-a făcut și în perioada 2018-2021. Eu intuiesc că probabil nu s-a depus solicitare pe parcursul anilor menționați de dumneavoastră, anume din considerentul pentru anume diminua cuantumul tarifului, deoarece conform metodologiei acestei restrictive, urmarea acelor indicatori și acelor cifre ANRE-ul urma să ia o poziție de micșorarea tarifului. Fiind întrebată despre solicitările anterioare de majorare a tarifului, șefa de la apă canal a precizat că au fost făcute 2 tentative către ANRE, dar ambele au fost respinse din motiv că actuala metodologie de calcul nu include și costurile pentru investiții capitale. Totuși, legislația permite ca tariful să fie majorat cu votul consilierilor municipali. Deci majorarea costurilor pentru energie electrică, dacă s-ar pune conform metodologiei la ANRE, ele vor fi incluse în tarif. Cadeți, nu? Când vor fi incluse? Aici și în momentul. Când? Când vor fi? Când nu avem posibilitate să livrăm apă? Romă, dă un zonă! Să așteptăm cei negri și să vorbim reptii. Noi primim ce o fie apă. Cadeți, nu? Tariful neajustat la timp este principala cauza situației dificile în care s-a pomenit apă canal, susține Gutnic, mai ales că întreprinderea are și 2 împrumuturi de la BIRD și BI care au fost luate pentru reconstrucția stației de epurare și modernizarea unor rețele de apă și canalizare, ambele în valoare totală de 40 de milioane de euro. Acum apă canal nu are suficienți bani pentru a întoarce suma. În cadrul contractului cu BIRD, până în prezent au fost debursate 17,5 milioane euro. Din cadrul contractului cu BI au fost debursate 14,4 milioane euro. Respectiv, conform contractului, apă canal este obligată ca la o dată anumită să facă rambursarea. Unii consilieri locali au venit cu idei pentru propunerea șefei de la apă canal de majorarea tarifului, de exemplu un tarif diferențiat, mai mare pentru instituțiile de stat și mai mic pentru oamenii de rând, școli sau spitale. Prețul trebuie să fie maximal 10, oricum îl achităm noi din bugetul nostru, dar el trebuie să ne acopere un procent destul de mare din plăturile sociale vulnerabile care nu pot să-l achite, dacă nu chiar pe tot. Astăzi la CMC a fost prezentată informația despre situația de la întreprindere. Astfel, responsabilii urmează să pregătească proiectul prin care vor cere dublarea tarifului pentru consumul de apă și canalizare și să vină încă o dată cu el în fața consilierilor. Dacă tariful nu va fi ajustat, atunci întreprinderea riscă să nu poată livra apă consumatorilor și ar putea recurge la deconectări, susține directoarea instituției. Ultima dată, prețul la apă și canalizare a fost majorat în 2017.